Copiii vor avea o alocație de 100 de euro. Legea ce prevede majorarea alocațiilor va fi depusă în Parlament săptămâna viitoare. Inițiatorul legii se arată încrezător că legea are șanse reale să fie adoptată. Senatorul PSD Ionel Agrigoroai a declarat că își pune speranța în adoptarea legii, mai ales că mulți dintre colegi sunt încântați de inițiativă, ba chiar o sprijină. În proiectul de lege sunt menționate atât sursele de unde statul poate să ia banii pentru a mări alocațiile copiilor, cât și sancțiunile pe care părinții sau tutorii le pot suferi, în condițiile în care aceștia vor cheltui banii copiilor în alte scopuri decât cele conforme.